Cadu nu are niciun dubiu când vine vorba despre echipa favorită în bătălia pentru Cluj. Noi suntem echipa favorită pentru că jucăm, suntem pe teren propriu și suntem pe loc 3. Dar va fi cea mai echilibrată pentru că știu cu tot e acolo, joacă bine, au o echipă foarte bună și îți zic va fi cea mai echilibrată meci. Cadu se gândește și la patronul său, Pascan Iarpat, care împlinește 40 de ani. Trebuie să facem cadou pentru că va fi ziua lui și trebuie să facem și lui un cadou. Jucătorii Universității Cluj sunt la fel de hotărâți să învingă. Ei recunosc că se simte o tensiune puternică în vestiar. Un derby în adevăratul sens al cuvântului și era normal să se simtă această atmosferă de derby. Toată Universitatea a vrut să câștige în Gruia? Normal că poate. De ce să nu poată? Ne-am pregătit bine, nu sunt accidentări în cadrul lotului, ne aflăm și în obiectiv, deci avem toate aturile. Meciul dintre CFR și Universitatea va avea loc sâmbătă de la ora 20:30 pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu.